Zach, Todor și Veronica au ajuns la 82 și 83 de ani, dar în dreptul lor se împlinește acel cuvânt al Scripturii din Isaia 40:31 care spune că cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Dacă ajungi să-i cunoști, ești cucerit de bucuria din viața lor și de elanul și entuziasmul care îi caracterizează și la această vârstă. Relația cu Dumnezeu i-a împlinit în mod desăvârșit. Nădăjduiesc ca înregistrarea mărturiei lor să vă ajute să cunoașteți pacea și bucuria pe care o au în inimi. Ascultați emisiunea Cu Iisus spre veșnicie, azi vă invit să ascultați partea a doua și ultima a mărturiei lui Todor Zach și a soției dânsului Veronica. În 89 m-a hotărât să mă duc la adunare. La 1 ianuarie 89 era cina Domnului, cum eu nu știam despre cina Domnului. Am fost vorbite dinainte cu soția că vreau să mă duc la adunare. V-a simțit mai bine? M-am simțit, da, așa, numai ca și o, așa, ca o rață mereu pe drum. Cum am coborât de aici, m-am întâlnit cu colegul meu cu care am făcut școală și cu soția sa. Era diac la biserică, merea la biserică. Ce faci? Nu te-am văzut de atâta vreme. Vai, măi, prietenii măi, cu el am stat și în cameră, cât am stat în dej. Și nu, femeia asta mi-a fost vecină, am trăit copilăria cu ei. Ce faci? Păi ia, zic, mă duc la adunare la pocăiți. Ce bine faci? Amândoi, bine faci. Aveam de trecut și pângă biserica ortodoxă, atunci veneau oamenii la biserică. Cum ajung lângă biserică, mă întâlnesc cu un om mai bătrân. Dar ce faci, ce faci? Dar pe zic, ia, ce fac? Ai venit? Cum te simți? Dar pe ia așa. Dar unde miri? Zic, mă duc la adunare la pocăiți. Să nu faci una ca asta. Era și ostaș. Să nu miri, Doamne ferește! Zic, știi ce? Hotărârea mea e să merg. Ori e bine, ori nu e bine, eu mă duc. Dar așa cum spune cuvântul Domnului pe Matei 10, Domnul Iisus Hristos, că acolo avea vrăjmaș chiar pe cel din casa ta. Acasă m-a așteptat fratele ăla mai mare, care v-a spus, Picheru, așa spune, că voltă la ce fereu, dar era Picheru. Când am sosit, mă, ne-ai făcut de minune la lume, mă, noi tăți, frate tău, polițist, milițian, cum era atunci, eu la CFR, tu iară, mă, aici, oameni în sat, mă. Dar ce ori duce oamenii, ce ai făcut tu, mă? După ce te-ai dus la mărâța ăștia, mă, ce ai făcut? Da, așa ne-au pus, ne-au zis, cuvinte, din cât am auzit acolo, ce am spus lui, atunci se trage înapoi, zice, mă, dar multe ai și mai învățat de la ăștia. După zic că am învățat de la Domnul, de că am învățat. Sigur că am învățat. Și apoi mă iei în focuri și dă-i și dă-i. Era un pic și băut. Soția, într-adevăr, n-o zis nimic. Nimic, absolut. Și am continuat să mă duc la adunare până spre toamnă. Cât putem, mă duceam la adunare. Dar vrăjmașul nu i-a părut bine. Și el a fost pe fir. Până niște femei care, tare bisericoasă, încă una dintre ele trăiește și acum, o venit să mă, bă, o pe tu, mă, dar când vineai în biserică, era plină biserică, pe tu, tu, mă, dar, Doamne, cum de te-ai dus la ăștia? Doamne, nu vezi că ăștia sunt nimeni în lume, aici în sat. Și până la urma urmei, m-a încurcat. Că așa e diavolul, n-am putut rezista, n-am avut atâta putere, nu prinsesem atâta putere și câteva luni, nu m-am dus la adunare. M-am dus de vreo două ori înapoi la biserică și apoi, ia, vezi că Todor a venit înapoi la biserică, dar ce are cu ăștia, trebuie să ducă la ăștia. Dar Dumnezeu a fost mai tare ca mine. Dacă până acolo n-am înțeles cu câte mi-o dat, pe toamna, cam până noiembrie, am căzut și mai greu în bol. Altă lovitură. Că o trebuie să vie cu salvarea și să mă pună de aici din patul ăsta pe targă,
să mă ducă în salvare. Am dus la Dej, la Zalău, la urgență. Și vreo 7 medici au venit și m-au consultat. Fiecare își dă părerea. Dar unul evreu, și acum trăiește, Coț, așa îi spune, acela m-a luat la el. M-a luat în primire la el acolo. Eu mi-am dat seama că eu am greșit, deci am alunecat, m-a lăsat dus și târât de diavol, nu de lucrarea lui Dumnezeu. Și mi-am dat seama destul de repede. Dar totuși Dumnezeu a îngăduit și asta botă din nou. Am stat și acolo până în decembrie, atunci când l-a omorât pe Ceaușescu. Deci în ziua aceea i-am venit acasă de acolo. Și am luat hotărârea, nu, altul nu mai ascult de diavol, nu mai ascult de nimeni. Oricine ce ar zice, mă ții de Domnul. Și așa și-a fost. Dumnezeu mi-a dat putere de că am cerut. Dar eu n-am cerut. Că cei n-are credință să o ceară de la Dumnezeu, că eu dă cu mână largă și fără mustrare. Dar eu n-am cunoscut. Și-a trecut perioada asta și m-am dus din nou la adunare. Nu i-am spus la soție nimic despre botez, despre ceva. Și în data de 11 ianuarie 2000 m-am botezat. Am fost singurul bărbat între 7 femei, 2 tinere și restul 5 mai etate și eu bărbat. Sigur că sunt întârziat, până a fost slujba, până am făcut botezul la o soră, deci la doamna notară asta, care e notară acolo, la mama sa, în baie. Deci nu l-ați făcut în biserică? Nu, că nu era loc acolo, era casă, o căsuță mică. Pe la ora 1 și ceva am ajuns acasă. Și cei din familie n-au știut că vă botezați? Nu, n-au știut nimic, nici soția n-au știut. Când am venit acasă, de-aia am fost blând, cam nielu, n-am mai zis nimic, zice, dar unde ești tu atâta? Păi, ce să zic, să mai mințesc, am pocăit, gata, și eu, nu mai mințesc. Zic, m-am botezat. Dar nu te botezam, mă, totodată. Trebuie să te mai botez. Iar zic, așa am găsit scris și așa am făcut. Da, atât a fost, atât nimic. Și am continuat să mă duc la adunare. Fratele ăsta, Voroșil, păstoriu, după ce mi-am mai revenit, m-am mai făcut mai bine, m-a luat cu el și ca mărturie. El zice, el predica Evanghelia și eu făceam mărturisiri. Mă duc în jurul ăsta pe aici, cam pe tot locul. Și mărturiseam pe Dumnezeu cum a lucrat și cum s-a îndurat de mine. Și am fost foarte bucuros. Între timp, am avut o altă vedenie. Parcă m-am dus la adunare, acolo la casa de adunare, și era plină casa și în mijlocul căsă de adunare era în picioare, nu stau pe bănci. Era un bărbat acolo înalt, cu un păr așa alt și le predica sau făcea acolo. Când a intrat eu parcă m-am timid, dar cine poate? Și atunci mi-a făcut cu degetul să vin și am mers acolo în prezența celui înalt bărbat care era. Și o dat mâna cu mine de 3 ori și m-a sărutat de 3 ori. Și-o, bine faci că mă mărturisești. Eu sunt Hristos Domnul. Și m-am fiorat puțin, dar de seamă. Nu mă lăs de mărturisire. Merg mai departe și mărturisesc. Și-o dura câțiva ani de zile mărturisirea asta. Între timp, eu merem la adunare. Soția mea era la biserică, dar fără nicio, nu aveam nicio, nu că să fim supărați sau absolut nimic, dar nu am invitat niciodată la adunare. Nici nu o zis de ce mă duc la adunare, nici nu am zis că să duc la biserică. În februarie 2001 era evanghelizare în Cuciulat, aici în sat, lângă noi. Tot până, era un timp cam rău, cam cu zăpadă, cu gheață. Și zic, de ce să nu-i spui că vreau să mă duc și eu?
la adunare era fratele Litianu, ăla dacă îl cunoaște, Ovidiu Litianu era acolo la Mărs Încuciulat. Eu m-am dus pe la cumnate mea, pe la fratele meu ăsta care a fost milițian. Avea și ei două surori pocăite, cumnate mea asta. Și zic, dar ce faci, mamă, ce să faci? De seară, zic, cred că mă duc până în Cuciulat la evangelizare. No, bine că vine și sorul mea Treja și sorul mea Nica și va duce omul ăsta, că mă avea mașină el. Nu, no, zic, bine, dar... Zice, pe la cât? Ea pe la 5, ceva, pe la 6 să chem acolo. Viu acasă, mă întreabă, zic, da, unde ai fost? Am fost, zic, până la fratele meu, la cumnate mea. Nu zic, ea, spui, vreau să mă duc la evangelizare, la un Cuciulat. Și o zis Viorica, ca așa e numele la cumnate mea, că mere și sorsa Nica și sorsa Treja și ne duce cu mașina la soția. Mă, nu te ocăra destul pe la spitalic, așa și vă, mă ocăra pe tot locul. Am vrut să mă educă, mă mare șef, ai ajuns, te ducă și la adunare. Dar ce viu și eu? Păi zic, foarte bine, vii și tu, chiar suntem cinci. Avem loc și merim. Și am ajuns la adunare, a fost plin, nu mai încăpeam în adunare. Cântări, rugăciuni. Între timp, după ce se încheie adunarea, o făcut chemare. Dacă cineva, Dumnezeu lucra la inima lui, dacă l-a prins cuvântul lui Dumnezeu, dacă ceva, să vină în față. Au venit vreo patru tineri, numai tineri. Dacă mai este cineva. Soția, eu eram în față, eu nu m-am uitat înapoi. Parcă zice că nu a avut nicio stâmpă. Musa să ridice, să vină în față. Apoi, frate, când a văzut fratele Litianu că mai vine cineva, da, slavă-L Dumnezeu, faceți loc, că mă era strâmt. Nu, cine poate fi? Adică o văd că se sușește acolo până. Apoi, frate, s-a ridicat biserica în picioare, păi eu am strigat de bucurie către Dumnezeu, apoi avuie niște virișori acolo, strigat și ele, frații care au fost surorile din Lemniu. A fost o bucurie, așa bucurie cred că numai în cerea mai fi. De fapt, așa spune că când se întorce un suflet la Domnul, e bucurie și în cer, măriți să numele Domnului. Mă numesc Zah Veronica. M-am născut în 1930, în Lemniu, Comuna Letca. Am fost 5 fete. Părinții mei au fost foarte buni cu noi. Și... ne-au grijit și ne-au crescut în frica Domnului. Au fost ortodoxi. Tata mea a fost diac la biserica ortodoxă. Și la Bistra, când trebuia să mă căsătoresc, m-am căsătorit cu soțul meu, Todor, și am dus o viață fericită și împreună. Chiar dacă viața nu era ușoară atunci, era greu? A fost foarte greu. A fost în armată 3 ani, am rămas cu un băiat. Am avut o soră care trebuia și ea măritată. Și am trecut până toate. Și el a intrat la CFR-ul și am fost în Gheș amândoi 3 luni. Și acolo mă duceam și eu la adunare la o soră. Dar era foarte băjocorită sora aceea de soț. Pentru că era pocăită. Da. Și ne aștepta totdeauna când veneam de undeva cu mâncarea pe masă. Sora aceea e pocăită. No, și-o trecut, am venit de acolo, am venit acasă, iar am stat cu părinții. Și m-am îmbolnăvit. Și am fost în Cluj. Și-a venit și soțul la mine. Nu știu ce s-a întâmplat, că s-a îmbolnăvit și el. Și am stat amândoi câteva vreme în spital. Și am ieșit deodată. Și am mers pe locantina CFR-ului. Ne-am luat o mâncare caldă. Și acolo
A venit o doamnă, a trecut așa printre rânduri și s-a oprit la mine și a zis: ascultă, dragă, dumneata trebuie să te pocăiești. Și s-a dus, zice, faci cum crezi. Și-a trecut de atunci ani de zile. Ce ați gândit atunci? Soțul a zis: de ce n-ai întrebat? Că s-a auzit că s-a tătea sectea, tătea. Și de ce n-ai întrebat cum să te pocăiești? O trecut, n-am întrebat. Și-am venit acasă și-am fost cu gând la pocăință. Și eu merem la adunări. Purgeam la penticostali, merem la ostași și soțul nu merea nicării. Ce zicea tata sau nu-l interesa? Fiind diac la biserica ortodoxă? Tata nu ne-a pe avut așa, ne-a lăsat. Și până la urmă ei au fost bolnavi, au suferit. 3 ani de zile a fost alături și i-am îngrijit și-s mulțumită cum i-am îngrijit. Și după aceea am rămas noi și apoi m-am dus, am mers la adunări și până la urmă soțul s-a predat primul. Am avut pentru o soră cuvânt că... Să știi, suflete de femeie, că bărbatul tău a venit primul la pocăință. Eu n-am crezut, dar așa s-a întâmplat. Soțul dumneavoastră nu era interesat atunci de pocăință. Și după ce m-am dus și eu la evanghelizare și... Dar când el a hotărât să se pocăiască, ce ați gândit? M-am supărat că, fiindcă nu mi-a spus. Nu mi-a spus că este botez și am zis: n-amu, am onoră tare țanțu și așa și eu nu mă-i putea boteza dacă nu mi-a spus să merg deodată. Și tare m-am supărat și apoi am zis că de ce nu mi-a spus și am zis că nu te-a botezat odată, măta. Și apoi... Vă părea rău că ați fi vrut și dumneavoastră să vă botezați? Păi da, sigur că eu de aceea și pe Domnul m-a văzut. Știi că eu am zis și o știut cum am zis eu. Și într-o zi eram aici pe pat, culcată și trează. Și cântam o cântare: ce folos, ce folos dacă mori fără Hristos. Și nu o știam. Nu știam cântare, numai te luam și de aici o strofă și de acolo. Dintr-o dată vă mărturisesc că știu că Dumnezeu mă aude. Am cântat cu cor îngeresc, clarinete și voci, trează. Încă l-am întrebat pe soțul, zic: ai auzit ceva? Zice: n-am auzit nimic. Zic: vai ce am cântat cu cor îngeresc. Vai, ce frumos a fost! Asta a fost înainte să vă botezați? Da. Și apoi, numai cu gândul la botez am fost. Din ceasul acela, când am văzut lucrarea Domnului și am văzut cât de frumos a fost acolo sus. Cât de frumos a fost corul acela. Apoi m-am prăbălit să cânt, dar nu cânta cu mine. Și... o trecut și m-am dus apoi la evanghelizare și eram între două surori, stam pe bancă și am zis: vai, eu-i musai să mă ridic, să mă predau. Și zice: da, ridică-te. M-am ridicat și fratele Ovidiu a strigat: da, slavă lui Dumnezeu, faceți loc, că vine și de acolo din spate cineva. Verile mele, când m-au văzut, au început să strige. După ce, pe când m-au văzut soțul, apoi cum o striga el: Doamne, fiește, pe tot adunarea, pe-o strigat fratele Ovidiu. Zice: da, slavă Domnului, că așa se bucură și îngeri în ceruri, cum ne bucurăm noi aici.
Na, și-a trecut și a venit apoi vremea să mă botez. Am avut acel un vecin, a fost botez la noi la biserică, dar am avut un vecin acest și a zis, te rog frumos, să nu spui la nimeni, dar să nu te botez acolo, să te botez acest și să mă poți boteza și eu. Și așa a fost, m-am botezat acasă și un vecin bătrân de aici s-a botezat și el atunci. Și a trecut și ne-am bucurat și ne bucurăm amândoi și într-o sâmbătă trebuia pe duminica să avem cină. Și eram foarte bolnavă, că atât am fost de bolnavă că am fost rămasă numai de 30 de chile. Am avut când am fost în spital acolo, în Zalău. Și am zis către soțul meu, zic, acum mâini noi putem merge la cină. N-am lipsit niciodată. Dar zic, acum nu, nu mai putea duce. Și zice, dar nu e așa. Tu ai un stăpân puternic. Eu, dar știu, eu plângând, știu că e puternic, dar cum să mă nu mă pot duce? Și pe noaptea am ghisat că eram aici din sus de sat și coboram în jos. Și-o venit câțiva strop de ploaie așa peste mine. Și eu m-am șters așa și m-am, Doamne, dar de unde plouă că nu nicio nor? Și m-am uitat în sus că te mesteacăn. Și când m-a uitat o nor și o soare, de nu m-am putut nici cum uita. Oricum am prăbălit, gândea că e ceva până soarele acela, dar nu m-am putut uita. Și de acolo a venit câțiva strop de ploaie. Și m-am trezit ștergându-mă de stropii de ploaie. Și vă mărturisesc că în veci altul n-am mai fost bolnavă de acea boală. Stomacul, că nu puteam mânca nimic. Nimic, orice mâncam era rău și de acolo am fost, da, vă două luni, ca și născută din nou. Nimic nu m-a durut. Și vă mărturisesc că până în ziua de astăzi sunt vindecată de Domnul. Și ne-am bucurat foarte mult. Și am venit acasă împreună și am rămas statornici și până februarie, nu știu în cât februarie, s-a botezat și soția. Asta a fost a doua revelație care am avut-o, cum v-am spus, cu mărturisirea. A treilea revelație cu Domnul, a zis cum lucrează Dumnezeu și cum se îndură El. Vineam dinspre Letca împreună cu soția și când eram aici spre Lemniu, este acolo un drum care se duce către Hotar, către acolo, m-am uitat înapoi și am văzut, zic, uite, tu din munță aici, trebuie să vin încoace și îl creta apă, trebuie să prăbușesc aici, dar fără nicio zgomot. Zic, dar lasă-i în pace, vie, ce avem noi cu ei? Și atunci m-am uitat atât spre sat. Și aici, la deal, ca așa spune la deal, zic, uite, tu, aici, o grădină cu pomi pitici, flori albe, roze, și în mijlocul grădinii era cineva pe un tron. Nu am văzut fața, numai că avea un, așa o haină albă, așa peste genunchi, mare, în tronul acela, și o strigat de acolo, ai și tu aici un castel cu trei turnuri. Tot a fost cuvântul. Am prins putere. Frații, de aici, toți au fost mai bătrâni. Și eu am fost destul de bătrâni, dar eu fost mai bătrân ca mine. Și prin fratele păstor ăsta, Vroșil, după un timp că, nu, până când am început să fac și un timp de rugăciune, pe urmă am început să mai vorbesc câteva cuvinte din cuvântul Domnului, să fiu responsabil, ca să fiu conducător de adunare, să fiu eu pe acest să-i organizez. Am început să organizăm evanghelizări și pe alte sate.
Am început apoi eu să chem pe cutare, pe Baia Mare, pe... a venit soția, a venit fata Cornelica de la Zalău și la evangelizare aici, în Toplița, centonsat la un kilometru și ceva, după terminarea evangelizării, Cornelica zice, vreau să mă predau Domnului, că Domnul ne-a făcut mult bine. Fica dumneavoastră. Fica mea. N-am gândit, dar ne-a dat seama, uite, al doilea. Și așa a lucrat Dumnezeu în viața noastră. Și până în ziua de astăzi. Dar am fost foarte curios de frața aceia bătrâni, ce dragoste avea de adunări, ce dragoste avea de Dumnezeu, de lucrarea Duhului Sfânt. Era atât de minunat de nu-ți puteai da seama și atât îmi plăcea de mult. Și mereu, cum zic cu fratele, este a predica și eu mărturiseam lucrarea lui Dumnezeu. După un timp, fratele a plecat în America, a venit alt frate aici, a fost duș la adunare către Gherla. Și vin de la adunare, ne-am băgat până la un frate proroc, în cășeie. A avut cuvânt fratele, păstor, pe urmă zice, cu ce privește pe tine al doilea bărbat? Zice, de ce ai încetat să mă mărturisești? Sau crezi tu că n-ai preț în ochii mei? Dacă n-aveai preț în ochii mei, nu te duceam până ce. Mărturisește-mă. Și în continuare căuta să mărturisesc lucrarea lui Dumnezeu. După un timp, fratele Adam, frații ăștia care au avut copii până în America, au copii până în America, fratele Avram Cornel, dacă poate ați auzit de el, ce le-au venit în gând că oamenii băgau de dină, oamenii în sat, cum sunt oamenii, că doar ce fac la adunare la o casă ale nu știu cui, ale Simonul Petre, așa zice, că să facem cumva să construiască o biserică, o casă de rugăciune, ca să fie casă de rugăciune. Eu m-am gândit, dar pe oamenii ăștia bătrâni, ce vreau să facă? Ce ori putea face ăștia? Eram la adunare și o soră bătrână care m-a plecat la Domnul, aud, mă zice, nu vă îngrijorați, zice, de ce vreți să faceți. Că eu, Domnul, voi face să curgă izvoare mici și izvoare mari. Și lucrarea va propăși în mâinile mele. Nu, din momentul acela, fratul a început să implice, să vadă unde e locul, cum e, ce ori putea face. Copiii ăștia lui din America, sigur s-o strădui și ei. Și m-a implicat pe mine în lucrare. Adică Domnul hotărât că eu am fost mai tânăr și să mă ocup începând cu actele de tăbulare, proiectile câte au fost, până am ajuns să facem proiectul în 2006 și pe urmă să aducem material. Frații au venit cu o sumă de bani să mi-o dea mie să o jirez eu, știi, să cumpăr, zic nu. Eu încep mă privește pe mine de a munci, muncesc, orice, cu meșterii, caut cine să le dea mâncare, cine să-i găzduiască, orice, dar cu bani, banii nu mă amestec deloc cu bani. Singurul ce am fost, mi-a dat 3 milioane cum era, cum s-a bani atunci și am adus cimentul de la Alești. Eu am fost după ciment, că eu aveam permise, n-am cheltuit nimic, am adus cimentul, atât a fost tot. Și încolo m-a implicat de la proiect până când a fost deschiderea. M-a ocupat de lucrarea aceasta, de materiale, de meșterii, cum zic, de mai merem noi frații, mai aveam caiete, scriem care câte zile au făcut, cum au făcut și până la urma urmei s-a construit biserica asta, casa de rugăciune. E mare, dar nu am gândit noi așa, au avut planul, noi n-am pe contribuit mai decât numai cu muncă multă, pe puțini bani. Și a rămas până în ziua de astăzi, aici, prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a întărit și spiritual și trupește. Și dăm slavă lui Dumnezeu.
Și n-avem cum să-i mulțumim cum a lucrat Dumnezeu în viața noastră. Apoi cât m-am bucurat apoi de Roxana, când am auzit că și Roxana s-a predat Domnului, apoi altă bucurie cu Danu, apoi altă bucurie cu Danuca și suntem plini de bucurie. Zi și noapte ne rugăm Domnului și îi mulțumim. Doamne, mare ești și multe minuni faci Tu și cât de fericiți suntem. Avem o pace în suflet. De fapt, vreau să vă spun că în viața noastră nu ne-a încertat. Avem 63 de ani de căsătorie. 63 pe 64, dar odată nu ne-am certat sau să o împing, odată să zic, ne-am. Și am avem o bucurie extraordinar de mare pentru copii și ne rugăm pentru cealaltă din familia noastră și pentru alții ne mântuiți, ca Dumnezeu să îndure de ei, să-i aducă la mântuire. Că e mare fericire să trăiești cu Domnul, este o cântare. Ce mare fericire să trăiești cu Domnul și să călătorești numai cu El. Mulțumim Domnului că Dumnezeu ne-a dat, cum vă spun, și putere spirituală, ne-a dat și putere în organismul nostru ca să putem participa, să nu lipsim niciodată de la adunări, să fim plini de bucurie și ne bucurăm de copiii noștri, de nepoții noștri și continuăm în continuare să ne rugăm și chiar dacă noi vom pleca de aici la Domnul, credem că rugăciunile noastre Dumnezeu le va asculta și chiar dacă mai târziu Dumnezeu i-a binecuvântat pe tăți să aibă parte de această fericire minunată cu Domnul.